Iubire, eu mi-am propus să fac sport la 7:30. De ce m-ai scos acum? Vrei să mă alergi? Da! Râzea! Vrei să mă calci? Drept! Drept! E bun sportul ăsta, e nemaipomenit. Mama, dar nu merge mai încet motorul? Nu? Doar așa tare? Mă duc înainte să te aștept! Salut, domnul polițist! Nu e greu! Hai, hai, hai! Bună ziua, bună ziua, că ești pe Moise! Salut, Moise! Mă bagă seama! Nu sunt importantă! Aole. Aveam programat la 7:30 la sport. Ce mă fac? Încep de acum? Ce ce pap tu? Ce pap? Pară, bravo. Hai, hai. Încet, 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 încet. E bună? Are sâmbure acolo, da. Ce avem aici? Păi n-avem noi pere aici. N-avem noi pere acolo. Bun! Tu o duci pe mami la concerta ta? Tu conduci? O așteptăm? Bună, bună! Așa se doarme la noi în mașină, pe relax. Și asta e cea mai tare poziție de până acum. N-am făcut-o niciodată, dar ar trebui să o încerc. Zile.
După care, ca să te ștergi bine, trebuie să folosești o cremă hidratantă sau un ulei de corp. Nu am fost slabă din adolescență, parcă sunt mai slabă acum. Mă mențin cum? Nu mănânc orice, oricum și oricând, îmi fac și de cap când am chef, da? Dar am grijă ce mănânc. Poți să intri pe blogul meu să citești. Hei, mulțumesc mult! Și eu sunt foarte lejer îmbrăcată. Așa funcționez în mașină, cât mai lejer. Uneori chiar am papuci. Hei, undeva în jurul orei 21:30-22 voi fi pe scenă. Ne vedem acolo! Hei, foarte curând, așa că fii pe fază, nu pleca, stai pe aici, pe aproape. Voi ajunge undeva în jur de ora 21 la scenă. Ne vedem acolo, facem poze, cum să nu, abia aștept. Draga mea, pentru ca nimeni să nu-ți influențeze glasul, părerea mea e să cauți niște cursuri online. Sunt cele mai bune. Succes! Îți mulțumesc mult! Nu știu neapărat dacă pot fi luată ca exemplu, însă probabil că viața mea inspiră multe fete în ziua de azi. Nu pot decât să mă bucur. Mersi! Ștefan! Un răspuns corect! Știi pe unde suntem? Da, prin Floarea Soarelui, știu. DN2, ajut? Am trecut de ajut, nu mai avem mult până la Iași, vin! Ei, tocmai am făcut anunțul astăzi pe pagina mea, voi cânta la Lespes, lângă Iași. Deci, te aștept și pe tine acolo. M-a amuzat mult întrebarea asta. E întrebarea unei prietene dragi. Ei, nu sunt ouăle lui Lucian Staniol, ci ouăle de care are grijă Lucian. Probabil că la sfârșitul lunii în curs voi afișa evenimentele pe luna august, unde te aștept. Cine știe, poate ne nimerim, da? Deci fii pe fază. Am vrut să spun ouăle de care are grijă Lucian, pentru că el dă de mâncare găinilor. Care se ouă.